Că ne-am găsit basist. Și e un basist foarte mișto. O dat audiție acum câteva zile. Și totul era minunat. Astăzi vine în Timișoara, el e din Arad. Vine în Timișoara să tragem pe niște piese basul. Partea cea mai mișto este că ieri m-a sunat. Că după, dacă tot a intrat în regal, s-a gândit să cadă pe gheață în Arad și și-a rupt o mână. Și evident e vorba de mâna dreaptă. Și acum suntem foarte curios să vedem cum putem să improvizăm din gipsul lui. Să poată omul cânta. Deci o să fie o zi cu peripeții. Cipi o să vină în armat cu un bonfire chirurgical. Și când ajunge Mircea la studio, îi tăie în gipsul. Îi scoatem două degete afară. Doamne ajută! Design.
Așa, acum ce faci? Faci practică pe mine. Mai încredere. Aveți grijă. Intrusă de aia de... Să nu... De repara mașini. Să nu fiu deloc aici. Să nu știu... Vezi că îi dăm idei lui din Hollywood. Iată ce are asta acolo. Frate, tu n-ai viață. Cine? Tu. Dar ce am făcut? Dar nu știu. Deci fără bisturiu, fără... Shut up, boy. You're going to be calm. Pune-ți papelare rapidă 1-1-2. Hai că pune-l la mine. Hai că meu, pui mei, te-a operat câinele lui Mircea. La al meu îi face injecții. Dar nu, eu știu că a operat o muță. Pe bune a operat o muță. Și muță și câinele lui Rozi. Da. Acum vedem ceva. Da. Bă, las-mă oricum, e alb, cu roșu o să arată bine. Ai fașa să-i pui la un loc. Am și eu fașa. Dacă vezi roșu, să știi că nu-i bine. Dar ești foarte mare, stai jos, că nu poți, ești acolo. No, hai. Dar stai jos pe scaun. Nu e mare, tu ești mic. Păi ești mic, pot așa. Ești nebun. Și o să stai în genunchi în fața lui? Se pune. Că era nevoie de gips, nu dai dracu jos. Nebunule. Taci, mă. Dar mă panichează. Ok, urmă. Uai, poți să te uiți. Deloc aici, așa e? Las că spune dacă se-mi pare rău sau nu. Cred că o să-ți pare rău. Aici zici că nu ai gips. Nu am gips. Separat, pe care tare. Că ți-a pus tampoane între degete. Mm-hmm. Mircea are tampoane între degete. Bine, Mircea. Ce să faci, mai folosești și degetele. Nu numai ață. Ia un c***er Hector Servadac. Pe numele lui. Ia uite, mânca mea e bizară. Pentru ea. Pui mâna pe genunchi, tu, cu tot cu gips. Așa. Ia uite, mânca mea e s*** de viu. Nici uite aici. Da, știu, m-am prins. Foarte ușor, da? Ia uite. Tu l-ai dat, dă-mi pixul ăla, te rog. Asta? Da. Vezi că îți faci promovare acum. Astăzi o să vă arăt conduita terapeutică în fracturile falangiene, în puine. La om. La basist. Ok, pune frumos pe genunchi. Sprijine-ți palma pe genunchi. Da, așa, stai. Nu știu, nu te lăsa în ea. Las-o să stea. Exist. Dați-mi ceva să mușc. Nu mă, mă gândeam la ceva. Nu, mușcă tu din ăla. Păi nu te doare. Afară să aduci câinele.
Dacă e cățea, n-are nimica. Păi e cățea. Bă, dar nu puteți să-i tai pe mână. Ba. Chiar vrei să-ți iasă filmul ăsta acum? Bine, cu ăsta mergem afară să nu umplem de gips. Unde era cu bonfire-ul ăla? Aș fi vrut să nu fiu. Bă, ce trist e băiatul ăsta. Ia mă. Tu dai eu atunci. Dacă mergem pe asta. Ce? E, am uitat pe care erau. Aș fi mama, trebuia să dai și pe aici. Aici. Du-te, știi că mâine te pregătești iar de mers prin spitale pe la rat. Stau la cozi. Vedem, mă, mai rău. Mâine trebuie să meargă la control. Poi mâine. Mai rău. Nu, dar nu că nu-i control. Mă duc numai pentru concertul medical. A. Să luăm o măsură. Nu e ce ești? E ok. E ok, da? Uh-huh. Lasă mâna mare. Te doare? Dacă trag în jos de ele. Uh-huh. Locul în care-i rup. Asta le las. Așa, mai las un pic gipsul. Puneți mâna acolo, că să dau un strat de fascia peste mână, că așa dacă o să stai direct pe gips o să te irite foarte repede. Mi se cam meri vorbește. Mario, pe bune. Păi așa vorbești cu tine? Cu tine tai. La vaci acolo. Cu tim? Cu vacile zic, așa vorbești. Ce nu trebuie la vaci? Am eu, păi, pe jumate, dacă vrei. Îi... Nu trebuie pe jumate acum, trebuie mai lată. Că mă chinui mai mult pe jumate. Aș fi vrut să nu exist. Prea mult, prea mult, cu mâna spre mine. Să nu fiu deloc aici. Aș fi vrut să nu exist. Vezi că diferența între mine și animalele care o să le aranjezi tu așa. E faptul că eu pot să zic au. Stai să vă spun zic el. Bă, de unde mă să mi-e farfeca aia? Era gata pe jos. Aici. Diferența e că trebuie să cânti. Asta e diferența. Da, asta între tine animalele și animalele alea. Nu, eu am deschis subiectul, deci da, nu comentez. Tu ești de vină. A sunat mult mai rău decât trebuia. Dar na. Dar sunt curios acum dacă într-o săptămână de când au venit cu noi au pățit asta. Ai de be careful what you wish for, știi? Da. O să te duci tu înapoi la ea cu care cântai. Nu, nu. Take me back. Please, nu mai suport, urmează să mor. Mi-a rupt mâna, am pierdut casa, am f***t mâna din astea urete. Mașina s-a stricat, consumă dublu. Da? Nu, că nu pățește de astea. Ți se ia gazul, stai gazul acasă, nu mai poți să te încălzești. E chestii de astea, nu că pierzi casa, nu? Îți pierzi serviciul, și gazul. Și dublează gazul. Suficient. Da. Și preferabil așa să pățești cadou, dar îți ia cineva contorul, că s-a gândit că... Să-mi ia contorul? Da, frate, m-am trezit, mi-a luat contorul. Am făcut eu plângere la ăștia că nu mai mergea contorul, mergea ca... Prin noiembrie a fost plângerea, știi? Da, și am văzut că nu se mai întâmplă nimic și că, na, contorul meu tot nu merge, zic... M-am dus înapoi, bă, nu veniți și voi să vă uitați la contorul ăla, că o să mă pune să plătesc ca vaca. Și stăteam într-o zi acasă, pe acolo, și frate, mi se ia curentul. Și zic, e, s-o lua curentul și mă duc să-mi iau țigări. Și când trec pe lângă stâlp, ce crezi? Contorul. Nu era contorul, adică... Contorul în bilețel, știi? Da, 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 da. Pe care, ce crezi că scria pe bilețelul de la Enel? Că contorul a fost demontat la cererea consumatorului. Adică eu... Cum e? Adică eu n-am vrut să-l demontați în p***, că-ți vin 16 grade afară, nebunilor.
Las că ori făcut bine că nu te renunțat înainte, că porumb făcea scandal. Că n-ai mai avut ce să faci. El am avut ce să fac, am noroc că era încărcat. Am dat telefon, am făcut scandal la telefon. Dacă nu era încărcat telefonul, până nu puteai să-ți spun. Deci înțelegi? Fai cât de rău. Bă, deși cu telefonul am pățit-o acum, mamă. Nu m-ai încărcat nimica. Da, frate, și cu mâna și cu telefonul. A, știu, pe nu vorbeam noi atunci când erai pe moarte acolo cu... N-aveai telefon, n-aveai nimic, vorbeam pe webcam. Da, bă, da, hai, să, că... hai să vorbim pe mes, că ne putem înțelege. De unde? Așa începe Mircea, stai liniștit. Da, să dea lea, lasă așa, că n-am. Mai simt. Aveam, cu da. Pe mine să scriu cu mâna stângă. Da, las mă, că ar trebui. Ai, mă. Da, bă, dar atunci cât se chinuia acolo. Râdea de s**t pe el, puii mei, și fază de și nu putea tot în gesticula așa, parcă p*** l-auzeau. Și el credea, știi? Intrase în film, tipul. Vai. Nu a venit nevoia sa acasă și a zis, trebuie să plec, pa. Cric, 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 cric. Deci m-am săturat de ciorapul ăla, frate, dar ce vrei că... Terminăm, p***, se studiază dreacul. Arată cu degetul pe stradă după aia, fără să vrea. Da. Aici chiar vreau să fie ca lumea. Bă, eu știi tot cu ce mă doare, adică alea două rămân să cânte la bas, da? Da. Ok. Tu l-ai și pe ăla mare, uite, te vezi și cu pana cu ocazia asta. Perfect! Dar nu poți să îl sudezi în sus cumva ca să nu, să tragi gipsul în sus, să stea așa mâna. Doctor at the war. Nu-i cu markerul chestia aia. Aici. M-am prins. Mișto acum, ce tu? În cap de p***, de la copii. Se duce la control, când? Miercuri, marți? Vai, cât de tare. Hai să facem în cap de p***, pe gips. Când ești la control. N-am în ușă, cred că-mi pun o căciulă acolo. Îmi pun o căciulă să nu vadă. Înseamnă că n-are ce face, putem să scriem de la ei. A, fa! Dar n-are ce face, nu, eu n-am auzit. Și scrie acolo unde nu poate să ajungă să mă zgâlească cu cealaltă bună. Hai, cumva, așa. Gay, I like cock. Paranteză, cocoș. Completat cu alte culoare. Vrei și tu un gips? L. Știi? Cocoș, L. Bine ai venit, regal. Bine v-am găsit. O să mă conformez. Cum se duce el până acasă cu trenul? Și cu zgura. Dita, mai pe gips. La vă pună dragul să puneți așa ceva pe gips. Ce o să se întâmple, Mircea? N-ai o mână. Mamă, câte mai ai. O, ai, câte mai ai, Mircea. Să zic așa, când mergi de ziua ta să te tatueze. Toți. Da, asta așa, am fost tot tatuat și de ziua lui l-am luat de acasă și l-am dus la tatuat. Hai că șanse să mă îmbătați și să mă tatuați în ultimul hal n-aveți. Dar nu, eu nu eram beat. Pui pariu. Și din nou, nu fii foarte sigur. Nu te-ai gândit vreodată tu, acum o lună, o să stai un prost gipsul și să facă asta într-un studio de înregistrare? Să-l uităm, esențial, un veterinar. Bă, pe 10 mai rămâne, că e săptămâna viitoare aia cu tatuajul, cu... Nu, prietene, 1 aprilie am zis. A, nu, pe 10 februarie? Pe 1 aprilie te tatuezi, ești prost. Da. E greșit. Nu. Poți să iasă rău. Mm. Ok. Dacă nu ești tu în zonă, nu. Dacă păi vin și eu, că mai fac unul, ți-am zis. Dar nu fii ești prost să-i zici la ăla alte chestii. Ce, să tatuezi o... Dar ce proiect aveți? A, nu, eu îmi fac un tatuaj când în 1 aprilie am cursul festiv. Și-și face Biohazard. Da. Oh! Vedeam, și fac. Cât de tare, deja p***i așa mare pe Biohazard. Aia. Nu râdem. Să nu te julești. Și-au avut chestii din astea în armată, în fost sanitar. Perfect. Da, bă, apropo că bine ce merge acum poți, uite așa. Ai degetul mare și arătătorul. Nu mă bag de astea. Eu nu știu de astea. Nu. Ești însurat. Legal. Vedeți ce băgați pe filmare, că mă, tot, mă omoară mea. Nu-i arăți? Mă, să-i arăt o colegă de serviciu, ce mai? Ce-a spus bărbatul la film, mă,
Zicea ceva că și el nu-și mai face la de vreme, știi? E adevărat? Să-ți bagi așa. A fost ca aia cu Ramona, că a avut un film cu Popa, știi? Da. Identică. Da, mă, a fost aitare ăla, mă. Cu Popa săracu. Da, aia faza, aia a fost pe bune, adică așa au râs la mormântare. Da, fără noi n-am aberat. Da, azi că și eu am pățit ceva de genul, am mers cu un prieten la Pocăiți. La evanghelizare. Unchiul meu cânta la orgă acolo. Și m-am pus lângă el. Mă, și începe ăștia, mă, să vorbească în limbi. Mă, și urlă pe acolo și zici dau că... ochii peste cap și cu mâinile așa. Da, pe bune, pe bune. Mă, și am început la un moment dat, am bufnit în râs acolo. Și oricum nu s-auzea că era gălăgie, dar era unul în spate care m-a văzut. Și face aia Pocăiți. Ce măti! No, băi, ești prost? Pă bune! Mamă, ce bătărie lua! Wow. Păi mei, ne batem la Pocăiți, ești nebun, batem Pocăiți. Dar mergem la Maio, îmi fac și eu Biohazard. Mamă, dacă tot la Pocă e făcut să am... Păi nu mai ține așa bine, știi, că nu mai e... Ce să trage asta? Putem? Nu. Acum să iasă lilieci. Oh! Dar mă, de-a dragul folosesc mâna asta. Da, vezi? Bă, Mircea, chestia asta face niște lucruri aici. Nu, pe bune, bagă dracu basul înapoi. Da, de ce? Dar n-ai văzut. Nu pe bune acum, că ăsta... Da, acum de la mine. Da. Să-mi dai și cablul tău, Mircea. Dar lasă, că vreau să văd cum dă basul ăla așa. Ai să-mi bag, p***! Din cer! Unde-i? Acolo. Din cer să-mi... Chestii complicate, nu pot să fac. Solo care ți-a dat toată chestia asta wide din si. Deci modulează un dacă n-aș fi așa, n-ar ieși așa de rău. Dar nu e așa rău. Dar nu e rău. Da, e volumul la maxim la tine? Da. Ok. Mai vreun boost, nu-i... ceva? Da, ăsta. Ia vezi cum e. Da. Preamplificare. Hai să vedem acolo. Ok, lăsăm așa. Trebuie să văd în tubă cum intră. O lăsăm. Da, da, da. Înțeleagă ceva. Da, cântă cu el. Eventual tăiați pe finalul. În latere se cazi slide. Păi, la un gol, eventual. Da. Da, încearcă să faci chestia aia. N-am poziție, mă. Te înveți. Capră. Lora ta, da, da. Aș fi vrut din ce să nu mă minți
vreau să ard iubirea mea și să uit în ce-i dragoste.